Nativii gemeni. În continuare, sunt pe cai mari, Marte și Jupiter, în semnul lor. Vor să facă, vor să continue în bune condiții un proiect pe care l-au început relativ recent și este vorba de săptămâni sau chiar luni. Vor să facă să dea întreaga măsură a valorilor, acum vor să, hai să spunem, nu neapărat să uimească, totuși să cucerească, să impresioneze pe șefi, pe selecționeri, pe oameni importanți, pe oameni care pot juca un rol important în viitorul lor, mai ales pe cei care în ultimul timp au stat, ei au observat, s-au gândit că poate că nu au fost atât de entuziaști la adresa lor sau nu au fost convinși de valoarea lor a gemenilor. Deci, nativii gemeni în această perioadă, cum spuneam, cu siguranță eforturi destul de serioase să convingă și pe cei de care depinde viitorul lor. Oricum, zile bune, zile importante pentru ei, prin care ajung să discute despre sau ies în evidență, sunt observați, poate sunt zile în care trebuie să ofere niște explicații, sunt acelea marți, miercuri, foarte bine, poate că ajung în fața unui angajator și trebuie să aibă o prestație convingătoare, reușesc să facă acest lucru. Oricum, așa cum spuneam, sunt pe cai mari, dornici de schimbări importante sau să confirme acea alegere, acea schimbare pe care au făcut-o în ultimul timp. La nivel foarte practic, partea a doua a săptămânii le poate aduce și niște satisfacții financiare remarcabile în sensul de plăți, încasări, foarte bine, poate să fie și un avans pentru activitățile, pentru prestația lor. Oricum, sunt tot felul de lucruri mici care îi ajută să se convingă totuși că în ultimul timp, cum spuneam, acum câteva săptămâni sau luni, au făcut o schimbare și că această schimbare totuși a fost benefică.